Managerul Spitalului Județean din Ploiești, Adrian Strâmbeanu, a cerut încetarea contractului de management cu acordul părților. Surse susțin că Raed Arafat i-ar fi spus președintelui Consiliului Județean Prahova că Strâmbeanu împiedică ancheta care se desfășoară acum în spital. George Ciubotaru, colegul meu, are mai multe informații. Bună ziua, George! Cum și-a motivat doctorul demisia și, foarte important, cine este acum în locul lui? Bună ziua, Mihaela. Adrian Strâmbeanu, managerul Spitalului Județean de Urgență Prahova, și-a înaintat în această dimineață demisia către conducerea Consiliului Județean Prahova, motivând că își dorește detensionarea situației create în ultimele zile în unitatea spitalicească pe care a condus-o timp de 7 ani. În locul său a fost deja numit manager interimar actualul director medical al unității, însă în maximum 90 de zile Consiliul Județean Prahova este obligat să scoată postul la concurs și să găsească un manager nou la această unitate medicală. Știm deja că la Spitalul Județean de Urgență Prahova este derulat un control de către Ministerul Sănătății după ce mai mulți medici și pacienți s-au plâns de situațiile din acest spital și mai știm și faptul că foarte mulți oameni politici și foarte multe firme deținute de oameni politici din zonă au obținut contracte, unele de milioane de lei, cu această unitate spitalică. George, îți mulțumim pentru informații. Întreaga echipă